Cel mai mic număr de votanți din Olt este din rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani. Doar 6.790 de bărbați și 6.344 de femei din această categorie și-au exercitat dreptul la vot. Tot la coada clasamentului, dar ceva mai bine, stau și tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani. Din rândul lor au votat 11.500 de bărbați și aproape 11.000 de femei. Mai preocupați de soarta țării sunt oltenii cu vârste cuprinse între 35 și 44 de ani și din această categorie cei mai mulți votanți fiind bărbați. Recordul îl deține însă categoria 45-64 de ani, care a înregistrat un număr total de peste 75.500 de votanți, dintre care 39.000 de bărbați. Și în rândul vârstnicilor din județ, prezența a fost mai bună decât cea înregistrată de primele două categorii de votanți tineri. Astfel au votat aproape 22.000 de femei de peste 65 de ani și aproximativ 21.000 de bărbați în Olt. Din numărul total de alegători care au venit la urne duminică în județ, peste 111.000 au fost din mediul rural și 74.200 din mediul urban. După primul tur al alegerilor prezidențiale, PSD s-a impus în majoritatea orașelor, cu excepția Scorniceștiului. Slătinenii au preferat-o pe Viorica Dăncilă, PSD obținând 10.039 de voturi, în timp ce PNL a totalizat 9.903 voturi de la cele 47 de secții de votare din Slatina. Și la Balș, PSD s-a impus în fața PNL, la o diferență de peste 100 de voturi. De asemenea, la Caracal, Corabia, Piatra Olt și Drăgănești Olt, cele mai multe voturi au fost obținute de PSD. Cel mai bun scor pe orașe, de 54,54%, a fost obținut de socialdemocrați în Podcoava. La fel s-a întâmplat și în majoritatea localităților din mediul rural, unde cele mai multe voturi au mers tot către PSD. Cel mai bun rezultat, de 51%, a fost obținut pe fostul Colegiu 2. PNL s-a impus în 16 comune, cele mai mari procente fiind la Studina, 64,19%, și Urzica, 62,38%.